Din punct de vedere legislativ, zilele trecute în Parlamentul României am dat startul. Legislativ, începând cu anul 2020, Grupa Mare și Învățământul Liceal face parte din învățământ obligatoriu. Începând cu 2023, și Grupa Mică devine învățământ obligatoriu în România, și începând cu 2030, deci Grupa Mijlocie, pardon, și începând cu 2030 și Grupa Mică. Adică din perspectiva Legii Educației Naționale, pe care o avem prinsă și în programul de guvernare, că o vom modifica, învățământul obligatoriu din România va începe cu Grupa Mică și se va finaliza la 18 ani. Nu o să intru foarte mult în detaliile curriculumului pentru învățământul preșcolar și nici măcar pentru educația timpurie, pentru că sunt alții mult mai buni decât mine, experți în zona aceasta, și felicit că se implică și în acest proiect și în alte proiecte foarte importante, alături de Ministerul Educației Naționale, universitățile din România și celelalte instituții subordonate sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale. Însă, dacă astăzi suntem într-o etapă, dacă vreți, de start, e nevoie de multă răbdare și muncă. Pentru că în următorii 3 ani de zile finalizăm infrastructura școlară. În următorii 3 ani de zile finalizăm formarea cadrelor didactice. În următorii 3 ani de zile finalizăm curriculum pentru învățământul preșcolar. Pentru tot ceea ce înseamnă educație timpurie, de la 6 luni la 3 ani de zile, sau dacă vreți, de la 6 luni la 6 ani de zile. De ce este nevoie de răbdare? Pentru că pe zona aceasta s-a vorbit foarte mult și s-a făcut foarte puțin. Statul noi am preferat să blocăm unele reforme în zona educației timpurii, pentru că ne era mai comod. Știu că nu sună bine, dar ne era mai comod să blocăm aceste reforme. Cred că astăzi, și cu ajutorul dumneavoastră, și cu ajutorul Parlamentului, a Guvernului, a tuturor celor implicați, inclusiv administrația prezidențială, care are un proiect pentru România Educată, să reușim să deblocăm această etapă. Este foarte important cum arată profilul absolventului din România, ce vrem să facă școala românească după 14, 16, 18 ani de școală. Și aici trebuie să contribuim cu toții cu o educație cât mai devreme, dacă vreți, o educație timpurie care se înceapă cu creșele, cu cadrul metodologic pentru creșe, și știu că Ministerul Educației Naționale are acest proiect pentru a crea cadrul metodologic, să vedem ce fac copiii în învățământul preșcolar, în educație timpurie, ce competență vrem să le facem. Și e nevoie de consens politic, în primul rând, și în același rând de răbdare și implicare a tuturor factorilor, a actorilor, nu a spectatorilor. Pe zona aceasta încă avem mulți spectatori și foarte puțini actori.